Balul Inimilor, un eveniment caritabil marca Rotaract din Baia Mare, a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la un local din municipiu și a fost un succes potrivit organizatorilor. La acest eveniment au fost prezenți foarte mulți oameni cu un suflet extrem de mare. Vorbim de aproximativ 240 de suflete prezente la evenimentul nostru. Am reușit să strângem undeva la aproximativ 30.000 de lei. Evenimentul a fost organizat pentru strângerea de fonduri în vederea achiziționării unui agitator de trombocite pentru Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. Această aparatură medicală costă undeva la 5.000 de euro și sperăm ca din banii pe care i-am strâns în timpul balului să putem acoperi măcar o parte din suma respectivă în cazul în care nu reușim să achiziționăm acest agitator acum. Urmează să mai căutăm sponsori și oameni cu inimă mare care să ne ajute. Lista celor care vor să contribuie pentru această cauză rămâne în continuare deschisă.